Da, unul a vrut să plătească o consultație numai ca să stăm de vorbă și am zis ori, nu se poate. Cu soția ne-am obișnuit pentru că eu mergeam în expediții înainte să o cunosc, dar merg în fiecare an. Partea de urcare a fost mult mai lungă și mai dură, dar a fost mai ușoară partea de coborâre. Asta m-a ajutat mult pentru că am ajuns în timp în tabăra 4, în ultima tabără. A fost totuși foarte lungă porțiunea dintre tabără și vârf, 1400 de metri aproape. Pe Everest am avut doar 600 de metri. Când am crezut că nu mai am timp suficient, nu puteam estima cât mai am până pe vârf. Erau șerpași cu oxigen care nici ei nu știau să estimeze bine viteza mea. Pe la ora 11 dimineața urcam deja de 12 ore și mi-au spus că mai am 6-7 ore și era mult prea mult. Depășeam timpul de siguranță, eram și foarte obosit, nu mai aveam nici mâncare și m-am gândit că poate ar fi mai înțelept să renunț. Am decis totuși să mai merg, să mai întâlnesc și alți oameni care coboară de pe munte și următoarele estimări au fost mai optimiste, 3, maxim 4 ore, de fapt am ajuns în 3 ore pe vârf. Da, eu tot timpul calculez, încerc să-mi calculez și cu altimetru și cu ajutorul estimărilor, să-mi dau seama de viteza pe care o am, când voi ajunge, cât timp am să mă întorc, cât va dura coborârea, pentru că dacă este foarte înclinat, muntele cum e Kanchenjunga, cobor mai repede. Dacă este o creastă relativ orizontală, cum e pe Everest, foarte sus, la 8700-8800, îți ia foarte mult timp și întoarcerea și mie îmi place să calculez și pentru că puțin îți ia focusul de la efort, dai din picioare, respir, gâfâi și calculezi. Ascensiunea aceasta a durat 14 ore, e destul de greu să... și nici nu te miști foarte repede, e destul de greu să... ții ritmul constant și să nu te gândești la nimic, trebuie să găsești ceva pentru minte. Am mai fost încă un moment înainte de vârf cu o oră în care eram destul de obosit și nu-mi dădeam seama cât poate să mai dureze. Era o creastă, am urcat-o și în spatele ei a apărut încă munte, pur și simplu, și nu-mi venea să cred că mai am atât de mult. Luna trecută, într-o singură săptămână, am reușit să nu mă duc la un interviu sau am ajuns în ultimul minut și mi-am băgat benzină în mașina cu motorină, iar am uitat. Cred că cel mai important a fost costumul de puf. Am avut un costum foarte călduros, foarte ușor, dar mi-a fost bine. Nici o expediție nu m-am simțit așa bine ca și termic. Gluga a fost foarte bună pentru că eu nu mi-am pus ochelarii de schi dimineața și asta m-a ajutat să nu fac degerături la nas, pentru că puțin ochelarii de schi opresc circulația. Mă bucur că l-am urcat și m-am întors cu bine, în viață, fără degerături, fără probleme. Și pentru mine are și foarte important că toți cei cu care am fost, prietenii mei, Peter și Marius, s-au întors în regulă. Am reușit să termin de urcat primele cele mai înalte 5 vârfuri ale lumii și am rămas cu senzația că dacă îți dorești adevărat ceva, nu prea are cum să nu-ți reușească. Una din posibilități este să continui proiectul meu de 14 vârfuri de 1000 de metri. Mai am 5, unul în Tibet și 4 în Pakistan. Cele din Nepal le-am terminat. Sau să continui o rută nouă în Himalaya pe un omiar. Și e un proiect pe care nu l-am abandonat. Din când în când, între aceste vârfuri pe care oarecum le bifez, încerc și acest proiect. Încă nu ne-am hotărât, dar mi-aș dori foarte mult. And then
Când plec în expediție, vorbim prin, am un telefon prin satelit și vorbim. Dar da, copiii acum, cel mic a început să cârâie, că cum stau două luni, dar n-am stat decât o lună până la urmă. Din fiecare an, dar și din cauza că îmi place, petrec multe weekenduri la munte. Și nu le poți tot singur, mai trebuie să stai și cu familia și atunci iau la munte, nu rămân eu acasă.